Bună ziua, dragii noștri! Astăzi voi merge singură, fără soțul, să particip vizual la o partidă de pescuit, mai exact la un concurs de pescuit la crab pe lacul Periș. Este pentru prima dată când vin pe acest lac, nu am mai fost. Sunt aproape de intrare, sunt la barieră, aștept să treacă trenul. Și să vă povestesc cum am ajuns să vin la acest concurs. Datorită unor doamne, mai precis doamnei Monica, o excelentă pescăriță de crab cu un palmares de invidiat. Ne-am cunoscut acum vreun an și ceva. Am văzut-o într-un live la Total Fishing, dacă nu mă înșel, iar de acolo am reținut-o, mi-a plăcut foarte mult de ea, mi-a plăcut cum vorbește, cât de pasionată este de pescuit și chiar mi-am propus să o cunosc. Soarta a făcut să ne întâlnim la un magazin de profil, de pescuit. Am abordat-o și de atunci am rămas așa, prietene, virtual mai mult. Am tot promis că o să ne întâlnim, că o să mergem la pescuit și nu s-a întâmplat până acum. Acum câteva luni de zile am primit un telefon de la Monica. Face parte din lotul național de pescuit la crab și trebuia să meargă la mondiale care s-au ținut în Anglia. Din păcate, unele din concurente din lotul național n-au putut să vină și au apelat la diverse persoane, inclusiv la mine, bineînțeles pe post de rezervă, pentru că eu nu mă pricep. Discutând, nu s-a mai întâmplat, nu s-a mai realizat acest lucru și discutând mai des am luat decizia să mă implic mai mult în treaba asta și de ce nu să merg și eu la concursul și să învăț să pescuiesc orei la crab. Să vedem dacă este de acord să se lase filmată de mine. O să vă arăt lacul și, bineînțeles, ce strategie aplică fetele, pentru că sunt mai multe fete acolo. Hai, ne vedem mai târziu. Deci, se pare că trebuie să merg până în capăt. Pe jos. Ce frumos e aici. Foarte frumos în balta. Super. Super frumoasă, chiar a sărit un piște acolo. Mai devreme intrasem aici, în clădirea asta, centru de plasament. Așa mă ducea GPS-ul. Mamă, câte mașini! Da, oamenii sunt foarte organizați, adică au venit cu butelii, cu... Nu știam că așa e la concurs. Super tare! Ce calor! Ia uite! Aici este standul fetelor. Ce bine arată! Ia uite-le! Bună ziua! Ce faceți? Ce mă bucur! De iubirea lui mama! V-am zis, mă, că e o zâmbet. Ioana, îmi pare bine. Fie bine. Ea e Iuliana de la Tulcea. Andreea de la Videle. Și ce faceți? Este și Mari de la... A dormit? Bună! Nu. Nu. N-ați prins nimic? Doi. Ah, bună, Ioana. Mari, îmi pare bine. Hai să stai și undeva acolo. De ce să intru? E bun. Uite, v-am adus să vă întulceți. Nu trebuie să cu ceva. Pregătește-i tu un rig. Mamă, ce frumos să te vedem. Da. E super.
Nu avem pește de data asta, doar schimbă montura, pentru că a trecut perioada de... Timpul. Timpul, da. Sunt solubile? Nu. Nu? O schimb? Da. E secret sau poți să filmez rigul? Da. Nu e secret, nu? Bună ziua! Mulțumim! Mersi, Costi! Dar stai că nu se pune asta. Îl pun așa, se vede. Cam așa arată o montură profesională. Păi, e nebunit. Unde ne bagi? O schimbă, o arunc. Vrei să te ajut la aia? N-aveți de-alea, nu? Suport. Uite și cormoranul care vine și ne mănâncă nada din apă. O mănâncă? Iată-n că a intrat în apă. Păi nu, asta e pregătită. Încă o dată? Da. Bate vântul în partea stângă. Cum este exact unde și-a dorit. Nu? Da. Vreți să aplicați o nouă strategie? Pentru că nu vrea deloc să tragă peștele și atunci s-au gândit fetele să aplice o altă strategie. Dar se pare că nu e activitate mai panicăiere, adică doar aici. Nu vrea. Am intrat sefirul pe fund, tambur. În cauza faptului că e prea slab, nu știu. Asta ce presupune această nouă strategie? Clipsatul ăsta la 125? Da, în primul rând o să schimbăm distanțele la care pescuim. Deci o să încercăm să ne mai urcăm vreo 15 metri. După cum vedeți, doamnele sunt foarte bine organizate aici. Extraordinar de bine. Bate și vântul, aiurea. Bate vântul din față. Păi aia asta înseamnă că oricum îți ia. Da. În momentul în care îți bate vântul din față, îți ia din aruncare.
Hai. Dar de cât este plumbul? 110. Ai, mai, asta e. Asta e, n-are nimic. Ia vezi dacă e tare acolo, dacă e asfalt ăla și acolo. Deci ce înseamnă vântul? Deci ce înseamnă spațiu? Deci în clipa în care avem noroi, se înfige plumbul. Și îl scoți greu de acolo sau? Deci mai întâi trebuie să le scoți. Am înțeles. După care să încep să mulinez. Și puțin ca să nu tărim montura. Nu? La mod. Uh-huh. Cred că începe și ploaia. Cum? Vrei să arunci foarte departe? Vrem, da. Așa e balta asta. Ești obligat. Exact. Vântul ne pune probleme la aruncat, pentru că bate fix din față. Iar ieri a aruncat foarte mult și a făcut și febră musculară. Acum încearcă doamna să vedem dacă reușește. Oho. Super. Super. S-a dus bine. Da. Foarte frumos. Super. Cine l-a prins? Toți. Unul care a aruncat. Hai de că mai repetă și așa să prost. Auzi, dă-i și cu spray, da? Da. E la mine în... Tu nu știi să ții peștele. Da, mă. Ai jos pește. Ce cauți? Vă frumos, numai hai, peștele să iasă. E rachetă, Sonic. Foarte. Aici are gână la, cum spune. S-au bătut? Nu, e mai belitoare din aia. Parazit. Dă-și el ăsta. S-a băgat în buturuzi din aia acolo. Ia să vedem. Păi și unde a trecut? Ia. Exact pe aici. S-a trecut pe sub buturuzi. Și a rămas firul așa. S-a băgat mâna, n-a putut să-i dau care. Ia aici o buturgă unde s-au dus toți băieți. Ii, a plecat! Ce frumos e! Asta, o buclă, normă, buclă. Se îndoie firul. Ăla e textilul care intră acum. Da. Așa. După care ne apucăm și matisăm. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, 9 și a 10-a oară ne întoarcem și scoatem firul exact pe aici. Strângem bine. Suntem surplus. Foarte simplu. Foarte simplu, da, chiar. Da, dar chiar ia să vedem ce fir ați folosit. Da, e important. Că mulți oameni nu știu ce fir să-și cumpere. Da, și câte prostii am cumpărat la început, că nu știam. Mă uitam pe formă, alții ziceau că ăla. Stop, 3. Câte de ei pus? 3, 4. Un cuptor, o agrafă rapidă. Și apoi te ajută la scos, că în momentul care ajungi la fir textil, nu mai scapă. Adică gen, mai și noutatea în materie de plumb, de distanță. Am dat ce găurică mică. Mădălin Chirilă.
Curaj găină tântitai. Deci extenda asta se folosește atunci când firul de păr este făcut special pentru o bilă mică. Și tu dorești ca pe acest rig, în loc de bila aia mică de 14 sau de 16 pentru care ai lucrat acest rig, să pui o bilă de dimensiune mai mare. Cum punem noi aici o bilă de 20. Okay. Da? Și folosim această extenda ca să lungim firul de păr. Uite. Astea sunt agrafe de feeder, nu? Da. Unică. Tot de la tine le-am învățat și am și eu într-o sat. Cum dai departe? Ridică-le! Nu, ridică. e peste și aia altă. Ridică. Monica, vezi că e și peste aia altă. Păi nu, gata, că și se descurc. Gata. Vezi dacă e luat foarte. Nu, e luat sigur dacă e sus. Ce mișto e rot podul ăla, nene. Ia fii atent, că s-a dus mai departe. Ok. Unde se duce? Se duce și se duce patru standuri. Ia să vedem. Numai că o să trebuiască să puneți ăsta așa, cu balta, să faceți poze. Tu, Ioana, ai cu poza. Doamna Iuliana, faci lanterna? Băi, nu frie. Le-am văzut că am râs. Peste? Sau pe ce mai? Dacă n-am dor din spirul. Asta e plătică. Vorbești serios? E plătică, Florina asta. Vorbești serios? L-ați văzut? Îl simte cum face drill-ul. Am plecat, noi plecăm. Dacă e plătică, am plecat. E un ciortan. Un ciortanel mic. I-a plăcut bila aia. A, uite aici. Eu cum faci. Păi, aia nu este dată, este sigur, dacă nu e dată. Băi, blegule, unde duci? Uite, s-a dus în mal. Din păcate, astăzi peștele nu a vrut să colaboreze, chiar dacă fetele și-au dat tot interesul.
acum fac o nădire serioasă pentru pentru pescuitul la pentru pescuit de seară. După cum ați văzut, au prins un ciortănel mai devreme și din păcate nu a vrut să tragă peștere mai mare. Da, să sperăm că peste noapte or să vină monștrii. Ce frumos se vede balta, super. Foarte frumos. Peștele mai sare aici, colo. Văd că s-a activat și răpitorul. Am înțeles că au răpitor foarte frumos aici. Și alăi foarte mari. O să plec și eu acasă pentru că timpul de vizită s-a scurs și n-am voie să stau mai mult. Dar o să țin legătura și o să vă las aici în comentariu sau pe video ce au făcut fetele până la urmă, care au fost scorurile. Și vrem să lansăm o propunere. Propunerea vine și din partea fetelor, bineînțeles. Fetele care fac parte din lotul național. Se pare că avem un pește înainte să plecăm. Tocmai făceam propunerea pentru doamnele doritoare de a intra în competițiile de crab serioase. Pentru cine dorește să intre într-o astfel de competiție, pentru doamne este, lansăm această ofertă, să lăsați comentariu. Provocare. Să lăsați comentariu în secțiunea de comentarii și luăm legătura. Vedem cum. Avem nevoie de doamne pescărițe. Chiar dacă nu sunt foarte experimentate. În cazul în care te vei băga la somn... Ia-l pe celălalt. Ai auzit? Steaua Victoriei. E mare? Îl arborez. Nu e mare, e mic. Nu e mare că dă din cap. Că e rocker. Da, rocker. Pinguini? Nu e mare, dar e bun acolo. Dă și noi pește. Hai să-mi dau în spate. Dar care e asta? Asta unde ați aruncat-o? Sus. S-a dat bilele alea și l-a mișcat un pic. Da. Nu, ce mă bucur că am mai prins un drill. Da, chiar îmi pare rău că... Văd cum se mișcă. Adică asta în stabil oarecum nu au posibilitatea să... E mic, dar nu se ridică. Așa cum căștia mici. Sunt bandiți?
Îl vezi? E portabil, dar hai. Ce cu fața? Cum să vă abis? Dacă nu să se dă. Acum. Ele? Yeee! Bravo! Super! Ah, okay. 6975.